Hei, salut dragii mei, eu sunt Luigi și bine v-am găsit la un nou episod cu Clash Royale. De data aceasta jucăm de pe telefon și începem cu un 2v2 pentru a termina Crown Chest-ul. Prințesa s-a dus pe apa sâmbete, trebuie să ne apărăm de pușul ăsta, nu este foarte, foarte puternic. Dacă pun P.E.K.K.A jos, dacă am pus acum P.E.K.K.A jos, începe un counter push foarte puternic, foarte potent. Dacă adversarii nu au o apărare bună, Princess Tower-ul va cădea 100% și da, aparent nu are ce să facă, cum să-l apere. Princess Tower-ul s-a dus, să vedem dacă putem lua și King Tower-ul cu primul push al jocului. Nu apare, nu este destul, dar... dar nici nu mai avem mult. O, ne descurcăm super, super bine. Avem Poison, avem Miner și avem Logul ca să îi facem chip damage până la sfârșitul meciului. Trebuie doar să ne concentrăm pe apărare, să nu fim prea concentrați pe atac și să ne pierdem King Tower-ul. Ok, încercăm un nou mic push. Am pus Miner-ul pe camoare. Da, se apără, trage cu dinții, lovim unde îl doare mai tare, în King Tower, acolo îl doare cel mai tare, dar nu văd cum ar mai putea câștiga din poziția asta. Chiar dacă pierdem Princess Tower-ul, nu este mare brânză. Aici punem doi Electro Wizards care își fac treaba foarte bine. Punem Princess-ul să vedem. Dă o dată, o singură dată trage. Elite Barbarians cu scheletoni, trebuie să ne apărăm cu logo aici. Trebuie un log neapărat și Goblin, super, am făcut curat. Și acum nu mai rămâne decât Miner-ul și să așteptăm rotația la un Poison și este GG, am făcut Crown Chest-ul. Da, nu mai are ce face. Frumos match. Cred că nu este de ajuns, nu. Acum vine Poison încă o dată în rotație și este GG. Vom continua, dragii mei, cu un chest opening. Așa, continuăm acum cu un chest opening. Începem cu Golden Chest-ul. Gold, Goblin, e bun, Skeleton, Bomb Tower, super, și Dark Prince, foarte, foarte bine. Continuăm cu Crown Chest-ul. Mortarul, Barbarian Hat-ul, nu cred că o să-l folosesc vreodată. Rage-ul este bunicel. Avem la quest aici Reward-ul, Muschetari, bun, Magical Chest-ul, să vedem. Poate că da, poate că nu. Așa, Rocket este bun, Musketeer super, Knight iarăși bun, Battle Ram trebuie să fac level 8, Prince-ul vreau neapărat să fac level 6 și Goblin Barrel nu este foarte rău. Continuăm cu Super Magical Chest-ul, din care este o șansă relativ mare de legendară. Așa, Cannon Card-ul, epice, Lightning, Tesla este iarăși foarte bună. Și da, dragii mei, avem o legendară, aș avea nevoie de Graveyard sau Mega Knight să le fac level 2 și este Graveyard, super! O să facem Graveyard-ul level 2 și mai deschidem pentru voi și Giant Chest-ul. Da, se putea și mai bine. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să lăsați un like dacă apreciați și Clash Royale. Eu am fost Luigi, vă salut, ciao, bau!